cele mai importante știri economice ale zilei. Le aflăm chiar acum de la colega noastră Adriana Nedela, realizator Profit News. Bună dimineața, Adriana. Bună dimineața, Adriana. Vă salut. Ce se întâmplă astăzi la Profit News? Vorbim despre piața muncii. Dom'le, muncim mai mult. Așa arată datele. Noi românii? Și problema e că noi femeile muncim mai mult. Fac un pas în spate. Femeile au muncit mai mult în aproape toate țările europene în al doilea trimestru al anului față de începutul anului. Grecii muncesc cel mai mult potrivit Eurostat, ei sunt campioni, muncesc cu 18% mai mult decât în primele 3 luni. România e undeva pe la mijloc. Probabil că munca remote, munca de acasă își arată cu siguranță efectele. Cazurile sunt avem ar fi interesant de aflat dacă și banii sunt în strânsă legătură aici, cu atât de multe ore lucrate aici, în plus. Știi că am mai vorbit noi. Că ar fi bine să vină, dar nu se întâmplă. Da. Dar mai avem și datele unui studiu foarte interesant care spune că 74% dintre români sunt foarte optimiști că vine vorba de găsirea unui job. Ei cred că o să-și găsească un nou loc de muncă în vreo 3 luni, în mai puțin de 3 luni. Și au și condiții, pun condiții, nu vor sub nicio formă un salariu mai mic decât jobul pe care îl aveau înainte, nu și-ar schimba domiciliu, nu vor reconversie profesională și nu vor un job departe de casă. Și cumva are legătură și povestea asta cu work from home? Adică vor și work from home? Încercăm să înțelegem dacă ne-am obișnuit cu munca de acasă, munca remote și ce presupune ea apropo de faptul că muncim mai mult. România cu 2,3% mai mult decât la începutul anului. Muncim de acasă, avem senzația că e mai relaxant, avem ceaiul, avem perna lângă noi, canapeaua. Avem copii, animalele de casă. Exact, dar putem munci de dimineață până seară. Da. La 10 fix vă aștept la Profit News. Vom discuta cu specialiști în resurse umane despre tendința în piața muncii pe final de an și cum va arăta anul viitor. Perfect. Te urmărim, Adriana. Vă aștept. Mulțumesc și eu. Regele